Semnal. Aici îmi zice două metale sau o fierătanie. Salutare! Am ieșit din nou astăzi. O zi frumoasă de toamnă. Foarte frumos afară. Suntem prin pădure. Încă n-am ajuns să dăm pe câmpuri. Vremea începe să fie un pic capricioasă, așa un pic. Mă duc spre iarnă. S-a lăsat și frig. Hai să vedem ce găsim astăzi, căutăm pe aici. Hai să avem semnale bune, enjoy! Primul nostru semnal. Cred că e o monedă. Hai să vedem acum, monedă sau glonț, ia. E un 16 pe cât, ia. Acolo, nu? Ține-mi un pic. Te rog. Nu, e în pământ. E în pământ, să știi. E în pământ acolo, de monede sau glonț. Ia, prima găseliță pe ziua de azi. Glonț. Bine că măcar sunt mai spălate ca de obicei, arată bine. Și am dat de multe ori pe aici. Și tot nou. Deci, și vremea ajută. Hai să mai căutăm, n-am mai devreme. Și acum să vedem ce poate să fie aici. Semnalul prea frumos. Prea frumos. Un glonț. Primul pe ziua de astăzi. Da, suna foarte bine. Asta e. Primul. Hai să mai căutăm pe aici. Cum reușim noi de obicei să ne băgăm în toate coplaurile. Mai e ceva fier acolo.
Nu? Am dat aici. Și a sunat frumos. Și... Rădăcina asta de copac e o verigă. De fapt nu e de copac, de bolării. Am căutat-o ceva. Ia asta, pare să fie o verighetă, nu? Foarte veche. Din cupru. Da, uite, a fost atins aici așa. Ce frumos. Nu s-o curățăm un pic. Vedem, scrie ceva pe ea. O cred. De femeie. A fost muncită asta. Tăcită peste tot. Nu. Nu știu ce poate să fie. Cam așa arată. Ia să vedem. Nu scrie nimic în ea. Da. Aici a fost tăcită și aici tăiată, foarte ciudat. Nu știu ce poate să fi fost. Poate n-a fost verighetă, că e prea moale. O bucată dintr-un angrenaj, nu știu. Comenturi, vă rog, dacă știți ce poate să fie. Hai, că a sunat bine, am găsit ceva. Și mai vedem acum lângă dacă mai e semnal bun. Hai să mai căutăm. Hei, încă un semnal. Sună bine. Ce mare. Hei, semnal. Ia-i 10-1. Se vede cam ce ar fi. Pare să fie decentă. Asta e mâneluța. Să ștergem un pic. Decentă pare, nu pare. Uite că e. Cu regele Carol. Nu? 1924. România e regalistă. Un leu. Asta e. Am zis că pare recentă, că așa se vede și din. Asta e. Uite, un leu. 1924. Pam, pam. Hai să mai căutăm.
am săpat mai devreme că am avut un semnal foarte ciudat și nu înțelegeam de ce, nu prea găsim, cred că e a doua măneduță pe care o găsim de genul ăsta. Se vede ce e. Dădea semnalul într-o singură parte, era clar, zicea ok, dar într-o singură parte. Și pe urmă am văzut că este de fapt asta. E o măneduță din aia cu găuri. 5 bani parcă sau cât. Era ceva de genul. Da, 5 bani, 10 bani, da. Uite. Cam așa vine. Da, 5 bani, uite. 5 bani, 1805. 800? A, 1905, scuze. My bad. Din cauza pământului nu se vedea prea bine. Hai să găsim ceva. Uite aici are găurica. Și asta e. 5 bani, 1905. Foarte frumoase. Un pic deosebite, nu? Monedă cu gaură. Da, 5 bani, 1905, asta e. Semnalul foarte ciudat. Ne dădea pe o singură parte a bobinei, am săpat așa din inerție și ca de obicei, cum facem noi. Hai să mai săpăm. Ce semnal avem noi aici? Ia să vedem ce găsim acolo. Este tot în zona aia acolo. Aile. Gunoiaș, gunoiaș. Este un capac elegant de borcan. Dacă vine sezonul acum de murături, poate avem nevoie. Aile, cum a sunat. Avem un semnal, a sunat destul de ciudățel așa. Dar a sunat clar. Dă și cu minus. Hai să scot afară. Ia să vedem, uite aici. Deci este o bucată dintr-o accea otomană, uite, scrie aici. Foarte tucită și mică și că a fost tăiată, nu știu. Vine de otomană, da? Asta a sunat. Curată, spălată, frumoasă, confort. Hai să mai căutăm. Am avut un semnal mai devreme și am găsit chestia asta. Pare nouă, nu pare ceva vechi, da? Nu știu ce poate fi. E cu pământ. Da. Nu e și ale noastre chestii. A avut un sistem de prindere, are niște găuri. Ia uite cum vine. Un capac, să fie capac de pipă, ceva. Vorbesc prostii oricum, nu cred că este. Că pare nou, adică nu pare așa vechi. Un material. Da, nu știu. Ce poate să fie? Barna. Te așa arăt. Cu gaură. Și chestia asta. Hai să mai am avut un semnal mai devreme interesant. Vine acela din care nu-ți vine să sap. Și am găsit catarama asta. Da. Asta e. Pic stâmbă.
Asta e. Hai să mai căutăm pe aici. Am avut un semnal mai devreme, am tot căutat, ne-am enervat un pic că nu găsești. Și am găsit asta. Pare să fie la fel cu celelalte pe care le-am găsit mai detecțiile trecute. La fel ca o bijuterie așa tot. Dintr-o bijuterie ceva. Da. E destul de dificil. Am avut un semnal mai devreme. Așa. Bineînțeles că am mai trecut pe aici de 500 de ori. Hai să vedem. Dar ce avem noi aici? Cum se zice? Doamne, iarăși chestii de-astea. Nu? A fost o salbă, uite care gaură. Dar nu se mai înțelege nimic pe. Nimic. Absolut nimic. Aia. Otomană. 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 Este otomană. Ia să vedem noi. Un pic așa asta. Nu, ce băț am găsit, nu găsit și un băț. Am găsit ceva aia. Asta e. Pom pom. O monedă ce frumoasă. Otomane, stai cu ce așa asta. Și salbă făcută. Stai. Hai să mai căutăm. Așa pe drumul de întoarcere. Am găsit moneda de mai devreme aici și aici avem semnal. Ia. Ce ai pe G7? Ce ai să vedem ce poate fi? Eu zic că e pământul de acolo. Nu e mai jos, este în pământ, în pământul de jos. Vrei să-l spun, te rog? Nu. Da, mulțumesc, ia să văd. Ha. Un bronz. Asta a sunat mai devreme. Hai să mai căutăm. În perimetru unde am săpat mai devreme. Pare glonț, acum hai să vedem. Da, eu zic că aici, ia să vedem.
bucată de tablă chimică. Mai e o bucată, da? Încă una. Asta a fost. Două bucăți de tablă chinuite. Atât. Hai să mai săpăm pe aici. Să nu de mai devreme. Păi zice, zice, așa, am văzut deja ce e. E de la un cuțit, nu? Da. Asta. Hai să mai căutăm pe aici. Am săpat mai devreme. Am avut un semnal. Te dă bine acolo. Semnalul de foarte prost, deci un semnal foarte prost, deci nu te așteptai să sapi. Am trecut de multe ori pe aici. Mamă, cât de frumoasă este. Vai, este romană. Uai. Incredibil. Este o monedă romană. Incredibil așa ce. Doamne, vreau să-i dau cu un pic de apă, atâta, ceva nimic. Sunt contrazis că n-ar fi o monedă romană. Eu vreau să facem pariu că este o monedă romană. Pentru că este bătută și după felul cum se prezintă. Nu vreau nimic altceva să exemplific. Deci, uite, uite cum e. Și e argint. Uite. Vai, și scrie, se vede scrisul cât de bine e păstrat. Incredibil. Nu-i dau cu perie, nu-i dau cu nimic, atât vreau să-i dau cu un pic de apă. Incredibil, știu. Este, cred că tot de pe vremea lui Traian. Cred că aceeași monedă, pentru că are foarte tare. Ce semnal prost, deci incredibil de prost. Incredibil de prost a fost semnalul. Nu mă așteptam să găsesc la semnalul ăla așa ceva. Dacă îmi spunea cineva, îi ziceam că nu e adevărat. Deci acum începe să se vadă mai bine. Zic că este din nou aceeași aici este este o persoană care are în mână. Exact ca la moneda cu Traian,
două lucruri. Și aici e un chip. Și este din nou crestată pe partea asta. Să fie din nou Traian, moneda? Nu pare, are ceva pe cap. Asta e din argint. Dar cealaltă era din bronz. Vai, cât e de frumoasă. Deci, o mai curățăm puțin și... Saltin. E incredibil. Deci, da, foarte frumos. Foarte. Din nou astăzi, monedă roman. E incredibil. Și argint. Hai să mai căutăm pe aici. Vedem ce mai găsim astăzi. Avem un semnal din nou pe aici, pe lângă gropile noastre. Sună frumos! Ia să vedem ce scoatem de acolo. Ia, tâmpă-i, te rog. De ce țipă așa frumos? O bucată de tablă. Ciudată. E rău. Da. Asta e. Hai să mai căutăm pe aici. Ne apropiem de final, o să mergem spre casă. În seara deja este târziu. Vine noaptea. Și către mașină din nou, ne mai uităm așa, prin pădure. Dacă mai sunt semnale, revenim. Hai să vedem ce mai găsim. Cam atât pentru astăzi. Asta a fost tot. Mulțumim frumos și la umbra stejarului bătrân terminăm și noi incursiunea. Semnale bune! Thank you.